Bună seara, dragi prieteni, cu puțină întârziere. V-am spus că încă încerc să rezolv niște probleme administrative și vă dau un sfat, dacă nu vă pricepeți, nu vă băgați unde nu vă pricepeți, că faceți mai mult rău decât bine. Cum am pățit-o eu astăzi și mi-am făcut mai mult de lucru încercând să repar o chestiune la care n-ar fi trebuit să mă bag, dar asta este, viața învățăm. Niciodată nu este prea târziu să iei lecții de la viață. Domnul Bode s-a trezit și a descoperit putregaiul din Poliția Română, a făcut o declarație de presă, ca și cum domnul Bode n-ar fi fost ministru de interne în ultimii ani, ca și cum domnul Bode nu ar fi patronul acestui putregai, ca și cum domnul Bode nu ar fi responsabil de acest putregai. Fiind întrebat în legătură cu situația de la Bolintin, în legătură cu cazul acela absolut îngrozitor, absolut oribil al polițistului care a ucis pe trecerea de peton o fetiță circulând ca un dement prin oraș, fără să aibă vreo misiune specială, fără să aibă pus girofarul, fără să aibă pusă sirena. Înregistrările video sunt foarte clare și pe măsură ce mă tot uit la ele, mă apucă furia și mai mult, pentru că se vede foarte clar din imagini. De altfel, a și apărut informația că nu s-au identificat urme de frânare, că acest polițist, acest ticălos, acest monstru circula cu o viteză foarte mare, le-a văzut pe fete sau nu le-a văzut, n-a fost atent, cert este că nu a frânat, mașina s-a dus foarte mult după locul în care a avut, în care s-a produs impactul. Este apoi acea scenă oribilă, total lipsită de compasiune, a polițistului care împinge cu piciorul trupul fetiței ucise ca pe un leș de animal. Au mai apărut și înregistrările de la 112, le-au dat ei de la Ministerul de Interne, probabil că altcineva n-avea cine să le dea, încercând probabil să-l disculpe pe polițist, dar ascultându-i vocea, pentru mine individul este și mai monstruos. Avem situația asta absolut șocantă a parchetului judecătoriei sectorului 1, care nu l-a dus la arestare preventivă pe acest individ, deși pericolul public și starea de temere pricinuită în societate de omorul din culpă pe care l-a comis, pentru că despre asta vorbim, vorbim despre un omor din culpă, fiind vorba de un polițist, fiind vorba de un copil ucis pe trecerea de peton, fiind vorba despre un caz intens mediatizat, este o stare de temere imensă în societate. Este o stare de furie imensă în societate. Societatea primește din partea autorităților judiciare mesajul că dacă ești polițist, dacă faci parte dintr-o instituție de forța statului român, poți să comiți chiar și astfel de încălcări ale legii cu consecințe atât de grave, poți să ai un astfel de comportament și legea nu te tratează aspru, legea te tratează blând. Sigur, eu am auzit toate explicațiile date de avocați, de reprezentanții sindicatelor poliției în ultimele zile, din care rezulta, domne, că în privința accidentelor se dă cu suspendare, că da, da, așa este, se dă cu suspendare și asta este un lucru foarte rău, legea este foarte prost făcută. Dar asta nu este un accident oarecare, oameni buni. Aici vorbim despre un polițist în uniforma statului român, cu mașina poliției române, care a circulat ca un dement prin localitate, a izbit niște copii pe trecerea de pietoni, da? Având o viteză foarte mare, nu știu ce a fost cu el, nici măcar poate nu i-a văzut pe copii respectiv, nu se vede în imaginile video, ar fi trebuit să vadă, dacă era cât de cât prudent și atent la ce se întâmplă, ar fi trebuit să vadă urmele de fum de la frânare, deci omul nici n-a frânat, probabil nici nu era atent, poate vorbea la telefon, cine știe ce a fost acolo, anchetatorii vor lămuri. Dar acest incident a generat o stare imensă de temere în societate. Societatea și-a pierdut încrederea într-o instituție fundamentală a statului român, Poliția Română. Și sistemul judiciar, din pricina acestei stări de temere și a faptului că este mult mai grav când un polițist comite o faptă ilegală, când un cetățean oarecare încalcă legea, legea rutieră cu consecințe grave sau comite un omor din culpă, nu este atât de grav cât este atunci când un polițist face treaba asta. De ce? Pentru că obiectul principal al activității polițistului este să se ocupe cu măsuri ce țin de respectarea legii, să-i ancheteze pe cei care încalcă legea. Este ca și cum un doctor ucide pacienți. Este mult mai grav, da? Dacă mai este și doctor. Astea sunt principii juridice, în baza cărora penale, de drept penal, în baza cărora procurorul de la parchetul judecătoriei sectorului 1 ar fi trebuit să meargă cu asta la arestare preventivă, oameni buni. Și societatea să vadă că, într-adevăr, statul nu tolerează un astfel de comportament.
că instituțiile statului nu sunt dispuse să acopere, să mușamalizeze, să bagatelizeze un astfel de comportament al unui angajat, al unei instituții fundamentale, Poliția Română, oameni buni. Ori la noi fix invers s-a făcut și asta generează și mai multă furie în societate. Și peste toată această atmosferă vine domnul Bode, de parcă domnul Bode n-ar fi responsabil, da, de această mizerie, de parcă domnul Bode n-ar fi ministru de interne, de parcă el ar fi în opoziție și altcineva ar fi ministru de interne, oameni buni. Nu e rușine. Asta cu atât mai mult, situația este cu atât mai scandaloasă și mai revoltătoare, cu cât acest ministru de interne în particular, înainte să ajungă ministru de interne, a fost subiectul unui scandal similar. Cu mașina lui de demnitar, pe atunci ministru al transporturilor, gonind într-o duminică după amiază pe Valea Oltului, el neavând nicio misiune, nefiind în nicio chestiune specială, da, în interes de serviciu, venea de la el din Sălaj, de unde este el, venea în București, da? Și se grăbea și nu voia să stea domnul ministru în coadă cu restul cetățenilor plătitori de taxe și impozite, da? Pe Valea Oltului, unde ar fi trebuit de foarte mulți ani să avem autostradă. El fiind ministrul transporturilor, da? Nu voia să suporte consecințele propriei incompetențe a lui și a celor care au ocupat acest portofoliu în primul rând. Nu! A pus girofarul și l-a pus pe ăla de la SPP să meargă ca un dement. Și era să omoare, oameni buni, a intrat pe contrasens, pe linie continuă, depășire în curbă, a intrat în plin într-o mașină cu turiști polonezi, era să omoare pe turiștii aia. Deci domnul Bode are fix mentalitatea polițistului care a ucis copii la petrecerea de pietoni, oameni buni. Fix acea mentalitate o are. În orice țară normală, polițistul ăla era arestat, șeful lui era destituit, șeful poliției orașului, Poliția Municipului București era destituit, șeful Poliției Române era destituit, ministrul de interne își cerea iertare de la public și își dădea demisia. Asta se întâmpla într-o țară normală, oameni buni. La noi nu. La noi el a pus polițistul sub control judiciar, cazul se va tărăgâna, veți vedea, și ministrul de interne face gargară ca și cum n-ar fi el responsabil, oameni buni. Este absolut incredibil. De ce se întâmplă aceste lucruri? Se întâmplă pentru că pe funcții publice ajung oameni care n-au nicio treabă, nici în clin, nici în mânecă cu funcția pe care o ocupă. Pentru că ajung fel și fel de astfel de miniștri, Tirbușon, Briceag, de tip Bode, miniștri de interne, pentru că ajung polițiști, oameni care n-au nici în clin, nici în mânecă cu ideea de respectarea legii, de, nu știu, onoarea uniformei statului și așa mai departe, nici în clin, nici în mânecă. Nu au nici măcar instinctele necesare pentru a fi buni în meseria pe care o au ei. Vă dați seama ce polițist e ăla dacă el n-a văzut, nu e atent, el nu știe să conducă o mașină în așa fel încât să fie atent la ce se întâmplă, stânga, dreapta, când pleacă cu mașina, cu viteză. Ce polițist e ăla care încalcă legea, oameni buni, fără să aibă de mers undeva, în mod special. Nu s-a lămurit acest lucru. Ei au zis, domne, toți polițiștii din momentul în care vin la muncă sunt în misiune. Păi nu, trebuia să ne spună concret. Ce apel a primit polițistul și unde se ducea? Nu ne-au spus concret acest lucru. Da? Deci pur și simplu omul făcea pe șmecher. Că el e la poliție, are uniforma statului și permite să facă ce vrea el. Nu, Bode e ministru, are mașină de demnitar cu SPP, își permite să circule cum vrea el. Asta e mentalitatea, oameni buni. Și această mentalitate provenită din faptul că ajung pe funcții oameni care n-au nici în clin, nici în mânecă cu funcțiile respective, ne costă enorm de mult, oameni buni. Enorm de mult. Enorm de mult. Costă pe părinții Raisei, îi costă viața copilului lor. Și pe noi toți ne costă această dramă absolut oribilă. Absolut scandaloasă, oameni buni. Îți trimiți copilul la școală, vine de la școală, ți-l omoară un polițist pe trecerea de peton cu mașina poliției. Nu se poate așa ceva, oameni buni. Nu se poate așa ceva. Este abject, este hidos. Și mentalitatea acelui polițist care împinge cadavrul copilului cu piciorul. Nu se poate, oameni buni, nu se poate asemenea oameni să fie angajați pe funcții în instituții ale statului. Da? Avem miniștri care fac treaba asta și avem în toate zonele societății, ne costă enorm de mult. Și unde ne costă enorm de mult, oameni buni, se discută de ceva timp despre consecințele liberalizării prețului la energie, despre facturile uriașe care vin. Unora le vin, altora nu le vin. Facturi exagerate, facturi greșite și despre creșterile foarte mari din această iarnă
la gaze, la curent electric. Și lumea, televiziunile de știri, bineînțeles, cartelul Mafia Media, prezintă subiectul, nu poate să-l ocolească, prezintă facturile mari, prezintă fel și fel de cazuri particulare, inclusiv cazuri de primării cărora le-au venit la școli, facturi imense. Ascultam astăzi, în timp ce alergam de la un magazin de instalații la altul, încercând să rezolv niște probleme, ascultam la radio în mașină, undeva, cred că în județul Vaslui, dacă nu mă înșel, factura de la o școală a venit mai mult decât factura de la tot spitalul județean. Deci niște lucruri, niște anomalii, niște aberații. Dar nu se duc mai departe. Să arate clar, clar și direct cine sunt cei responsabili și cât ne costă pe noi cei responsabili. Și de ce suntem în această stare de fapt, oameni buni? Păi România are, prin faptul că este țară membra Uniunii Europene, a trebuit să adopte anumite reglementări, a trebuit să emită un anumit tip de legislație, să aibă un anumit tip de instituții, da? Are Agenția Națională de Reglementare în Energie. Și instituția asta ar fi trebuit să se ocupe de ce se întâmplă pe piața energiei. Ar fi trebuit să aibă foarte mare atenție și să aibă în conducere oameni competenți care să fie pregătiți pentru acest moment al liberalizării și care să vină cu tot pachetul de măsuri și să țină piața sub control. La fel cum poliția rutieră ar trebui să țină sub control traficul rutier, că mă întorc la subiectul cu polițistul, puțin fac o mică paranteză, mi-am adus acum aminte că ascultam o emisiune la Digi, la Europa FM, despre accidentul cu polițistul și eram chiar la volan și sunau alți șoferi care intrau în direct la radio și vorbeau despre ce se întâmplă pe șoselele României. Se insista foarte mult pe faptul că șoferii în România sunt foarte nesimțiți, că sunt foarte agresivi, că legislația rutieră nu se respectă și spunea cineva că acest polițist se încadrează în acest tipar general al șoferului român. Păi da, dar acest tipar general al șoferului român este dat de corupția și de incompetența din poliția rutieră. Că același șofer român, când merge dincolo în Ungaria și trece granița, respectă toate regulile rutiere. De ce? Pentru că știe că acolo există o poliție care îl arde dacă încalcă legea. În timp ce la noi știe că este o poliție incompetentă, o poliție putre de coruptă, nu vreau să mai reiau cazul despre care am vorbit, cu polițiști care au luat șpagă, polițiști care au fost prinși inclusiv cu vedete, nu aia Buble, cum o cheamă, Lidia Buble sau cum o cheamă, era pe telefon cu un interlop pe care l-a ascultat parchetul antimafia, în timp ce negocia șpaga cu polițiștii de la rutieră, pentru că încălcase codul rutier, cred că era și băută la volan. Și s-au dus la ea acasă să le dea bani la polițiști, după aia s-au dus la bancomat să scoată bani. Păi asta este consecința, oameni buni. Asta este consecința faptului că avem o poliție, vai mama ei. De asta se circulă, de asta este balamuc pe șosele din România. Pentru că poliția rutieră este coruptă, este putre de coruptă. Pentru că poliția, în general, a ajuns un putregai, cum zice domnul Bode, dar nu-și asumă domnul Bode patronajul acestui putregai. Ceea ce este absolut, absolut scandalos, oameni buni, și jenant. Ce caută Bode ăsta pe această funcție este ireal. Da? Domnul Bode, care a mai fost și ministru interimar la justiție, și ministru la dezvoltare, și ministru la transporturi, e un fel de briceag din ăsta, elvețiano-chinezesc, domnul Bode. Elvețienii l-au inventat, briceagul multifuncțional. Dar el nu putem să-l numim elvețian, pentru că elvețienii fac lucruri de calitate. Și chinezii l-au copiat. Da? Și acum e briceagul chinezesc, de asta îi spun briceag chinezesc domnului Bode, că asta este domnul Bode, un gablonț. El nu este un politician real. Nu este un individ ministru de interne care să aibă vreo legătură cu misiunea acestei instituții în viața noastră a tuturor. Nu, nu are nicio legătură, nu are nicio treabă. L-au pus acolo pe cine știe ce criterii politice. La fel cum sunt puși pe criterii politice ăștia de la ANRE, care trebuiau să rezolve, oameni buni, și să țină sub control piața energiei, pe care noi îi plătim cu niște salarii, dragi prieteni. Se zice la noi în Banat de stă mâțul în coadă, Thomas al meu, da? Îi plătim cu niște salarii de rămâi mască atunci când le vezi salariile. Și ei sunt numiți pe criterii politice, da? Exact aceeași problemă. Oameni care n-au nicio treabă, n-au nici în clinici în mânecă cu misiunea, rolul și funcția instituției pe care eu o conduc. Președintele ANRE, fost parlamentar PSD, numit de PSD, o să vedeți cât câștigă. Un alt vicepreședinte udemerist, UDMR, maghiar PSD, aceeași mizerie, da?
și al doilea vicepreședinte pedelist o penelist. Exact aceeași mizerie. Ca să știți politic cine sunt responsabili. Și salariile ăstora, și averile ăstora, și rolul lor în faptul că piața e total scăpată de sub control. Piața de energie este, de fapt, cum sunt toate lucrurile pe care instituțiile de stat ar trebui să le controleze. Și nu le controlează. Exact cum e traficul rutier scăpat de sub control și fiecare își face de cap și consecințele sunt extrem de grave, așa este piața energiei scăpată. În condițiile în care noi avem o instituție care îi plătim bugete mari și salarii mari, să vedeți ce salarii au ăștia și o să vă rog foarte frumos să-mi scrieți dacă, mai ales cei care sunteți în diaspora, dacă ați auzit de asemenea salarii la funcționarea statului din țările în care sunteți dumneavoastră. Deci sunt salarii mari și pentru standardele diasporei, da? Sunt salarii cu care ai aduce specialiști din mediul privat, dacă ai face angajări pe meritocrație și n-ai numi pe criterii politice fel și fel de inculți analfabeti și politruci, exact ca pe vremea Partidului Comunist, da? Ai avea niște instituții care ar zbârni oameni buni, ar ține super performante. La noi nu este așa. Și fenomenul de bază, răul de bază, rău original, păcatul original este faptul că se numesc fel și fel de incompetenți, fel și fel de inculți, fel și fel de neaveniți pe funcții în instituții cu care acești oameni n-au nicio legătură, n-au nici în clinici în mânecă. Și atunci evident că instituțiile respective nu performează, oameni buni. Evident. Păi dacă îl pui medic-chirurg pe unul care nu e medic-chirurg și n-are nicio treabă chirurgia, păi clar că ăla o să moare pacienții, că nu știe cu ce se mănâncă. Dacă îl iei pe unul de pe stradă, gică, de la motura strada și îl faci judecător și îl pui să judece cauze, este clar că o să facă totul peste cap, că omul nu are pregătire, nu are facultate de drept, nu știe principiile, nu știe legile, nu poți să-l pui să judece, oameni buni. Dar la noi se poate să-i pui, se poate să-i faci miniștri de interne, se poate să-i pui la ANR. Da? ANR, care este o instituție super plătită, o instituție extrem de netransparentă, așa arată site-ul ANR, aceasta este conducerea. Președinte Dumitru Chiriță, fost deputat PSD, o să vorbim despre dânsul, vicepreședinte Zoltan Ac Beghe, udemerist, Mircea Man, al doilea vicepreședinte, pedisto-penelist. Declarațiile de avere nu sunt prezentate așa cum ar trebui să fie prezentate, CV-urile persoanelor nu sunt prezentate. Vă dați seama, în 2022, Uniunea Europeană, avem instituții, agenții naționale, unde atâta, știi despre președinte, cum îl cheamă și poza lui. N-ai CV-ul lui, n-ai nimic. Dar le-am găsit CV-urile, ca să vedeți, oameni, să vedeți, da? Fiecare e un fel de bode al agenției naționale. Să înțelegeți de unde ni se trage toată povestea asta și cine sunt cei responsabili. Și în timp ce ei câștigă niște sume imense, oameni buni, niște sume imense, ca să rezolve niște probleme, ei de fapt nu rezolvă aceste probleme. Păi nu se poate așa ceva, oameni buni. Nu se poate așa ceva, da? Deci domnul Dumitru Chiriță, aceasta este declarația domniei sale de avere adânc ascunsă în site-ul ANR. Domnul Dumitru Chiriță, președinte ANR, câștigă 58.919 lei lunar, salariu, echivalentul a 12.000 de euro. Da? 12.000 de euro pe lună. Asta este declarația lui de avere. 12.000 de euro pe lună, oameni buni, ia individul ăsta. Da? Are o grămadă de terenuri agricole, intravilane, forestiere, clădiri, case de locuit, apartament, în București și Tărtășești, Dâmbovița, conturi în bănci, bineînțeles, Gârlă, și veniturile domniei sale de 707.000 ron pe an, 707.000 ron pe an, echivalentul la 59.000 de lei pe lună, da? 590 de milioane lei vechi, 12.000 de euro. Soția domnului Chiriță, de la Agenția Națională de Reglementare în Energie, lucrează la termoelectrică. Nu știu dacă asta nu este un caz de incompatibilitate. Dar lucrează la o societate a statului, Termoelectrica S.A., da? Din același domeniu. Câștigă de 10 ori mai puțin doamna
Chiriță, Oana Chiriță, câștigă de 10 ori mai puțin, vreo 1200 de euro pe lună. Deci ăsta este principalul responsabil, oameni buni. Ăsta este principalul vinovat, da? Pentru ce se întâmplă cu prețul în România și pe ăsta noi îl plătim cu 12.000 de euro. Produsul trocului politic. CV-ul domnului Chiriță nu-l găsim pe site-ul ANR, că îi plătim salariul de 12.000 de euro, dar dânsul nu înțelege. Are salarii europene, dar nu are transparență europeană. Îl găsim pe domnul Chiriță, că a fost parlamentar până în 2020, al Partidului Social Democrat. Domnul Chiriță e absolvent al Facultății de Drept Nicolae Titulescu, relații de muncă și industriale și relații internaționale, și până în 90 a fost șef de tură la IDB. Ce este IDB? Este fostul RENEL, da? Asta este hotărârea de guvern privind înființarea Regiei Autonome de Electricitate RENEL din 26 ianuarie 1991, publicată. Emisă în 12 noiembrie 1990 de înființarea RENEL după Revoluție, da? Și în această hotărâre de înființare a RENEL aflăm întreprinderile, da, din componența RENEL. Și este întreprinderea de distribuție a energiei electrice București, IDEB. Da? Aici a fost domnul Chiriță, asta este pregătirea dânsului, electrician șef de tură. Da? După care a devenit sindicalist. Bineînțeles, sindicatele erau anexa Partidului Comunist Român și automat au devenit anexa Partidului Social Democrat. Deci, automat, după ce a fost președinte la Federația Națională a Sindicatelor din Electricitate, președinte la Sindicatul Liber Independent Energia și vicepreședinte la BNS până în 99, automat, în 2000, a devenit deputat PSD. Da? Automat. Sindicatele erau anexa Partidului Comunist. Și după 90 au rămas anexa urmașului Partidului Comunist, care este FSN, PDSR, PSD. Da? Automat a devenit deputat. Da? A fost vicepreședinte la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și membru în Consiliul Național al PSD. Și a fost făcut, oameni buni, președinte ANR. Dânsul fiind fost electrician la RENEL, șef de tur. Asta e legătura lui cu energia. Și câștigă 12.000 de euro lunar. Și este șef. Șeful de la reglementarea în energie, da? PSD-ist. Ca să știți de unde ni se trag facturile mari. Da? Bineînțeles că televiziunile nu explică aceste lucruri, nu spun nu-l hărțuiesc pe ăsta, nu-l hărțuiesc pe Ciolacu, să-l fugărească pe străzi, pe Magheru, toți reporterii de televiziune, bă, de ce l-ai pus pe incompetentul ăsta, da? Sau poate corupt, cine știe? No, cum să ne zic așa ceva? Păi iau bani de la PSD, oameni buni, iau bani de la PNL, o căruță de bani, o căruță de bani, milioane de euro, da? Băgate în cartelul Mafia Media. Pentru ca acest cartel să nu informeze până la capăt oamenii, să facă manipulare prin omisiune, da? Al doilea vicepreședinte, stați așa să vă mai zic de... ajungem și la domnul Man, da? Al doilea vicepreședinte, domnul Naghi. Beghe Zoltan, de la UDMR. Domnul Beghe Zoltan e plătit cu 10.300 de euro lunar, 50.842 de lei, da? 10.000 de euro. 10.000 de euro, da? Ca să fie vicepreședinte al unei instituții, dacă n-ar exista instituția și ăsta n-ar lua 10.000 de euro, actorii de pe piața de energie s-ar comporta la fel și facturile ar veni la fel. Deci, plătit degeaba. Deci omul ăsta și ălălalt și următorul, o să vedeți, salarii imense, oameni buni, din taxele și din impozitele noastre. Vă dați seama câți oameni muncesc pe salariu minim pe economie ca să plătească taxe și impozite numai pentru salariul ăsta de peste 50.000 de lei, da? Uitați-vă câte conturi are în bănci, stă mintea în loc, da? Ciolpani, Izvoran, Ilfov, și ăștia au o grămadă de case, de terenuri, de... sunt nabab toți, da? Jaguar, XF, Volkswagen Golf 2017, conturi. Raiffeisen, OTP, OTP, Banca Transilvania, OTP, OTP Asset Management, Metropolitan Life. Pensie privată, o grămadă, da? Acționar într-o grămadă de companii. Domnul Naghi Beghe Zoltan de la UDMR Moghior PSD, aceeași mizerie, 600.105 lei pe an,
50.842 de lei pe lună, 10.000 de euro, oameni buni. 10.000 de euro. Nu-i găsesc CV-ul. Pe site-ul ANR nu știm cine este dânsul, de unde a venit, a fost șef de tură, a fost electrician, a fost schimbător de șuruburi. Cum a ajuns el, mare șmecher, la ANR cu 10.000 de euro pe lună ca să nu facă nimic într-o instituție care ne lasă pradă bunelor sau relelor intenții ale marilor furnizori de energie din această țară? Da? Eu nu-i condamn pe aia, că ăia fac ce pot ca să-și maximizeze profitul. Eu condamn instituțiile cărora le plătim salarii, cu șmecheri cărora le plătim niște salarii absolut imense, instituțiile cărora le plătim bugete imense și care ar trebui să țină pe ăștia sub control. La fel cum astăzi, ascultând la radio pe cel care a sunat în emisiune, cred că la Europa FM, să critique românii în general că șoferii români sunt nu știu cum și că sunt nesimțiți în trafic. Da, e multă nesimțire în trafic. Da, sunt mulți tâmpiți. Dar eu nu-i condamn pe ăia. Eu condamn poliția rutieră. Pentru că eu, contribuabil mălimbot, eu plătesc impozit la tax statul român. Și statul român finanțează o instituție din banii mei, da? Pentru că acea instituție să țină un fenomen sub control. Și instituția nu ține fenomenul sub control. Păi problema mea e cu poliția. Problema mea este cu ăștia, cu nesimțiții ăștia la care le plătim, oameni buni, salarii imense. Și ei nu fac nimic. Nu găsim CV-ul ăsta. Am reușit să-l găsesc accesând documentele de la Camera Deputaților din 2012, de când s-a discutat raportul cu privire la numirea membrilor Comitetului de Reglementare a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei. Este total anormal și total greșit și total nefiresc în orice instituție publică, cu atât mai mult într-o instituție plătită cu atât de mulți bani, ca acești indivizi să nu aibă la prima mână aceste informații. Da? Aici trebuia să fie numele lui și aici click CV-ul, click declarația de avere. Nu se poate așa ceva, oameni buni. Păi ăștia iau o căruță de bani și mai sunt și asta e nesimțire. În domeniul informării publice și vă atrag atenția că în Constituție spune că cetățeanul are drept la informații de interes public și avem o lege privind liberul acces la informații de interes public, ăștia trebuiau obligați, oameni buni. Ei nu pun CV-ul, trebuie să stai să cauți, da? Să sapi. În arhiva online a Camerei Deputaților, unde am găsit CV-ul domnului Naghi Beghe Zoltan, în acest raport, oameni buni, și să vedem domnul Naghi. Da? Cine este domnul Naghi? Scopul și durata vizitei domnului Naghi. Din 2009 este la Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei. A fost inițial director al Departamentului de Reglementare. Da. În 2007 a fost director general al Departamentului de Piață și Gaze Naturale, tot la Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei, 2007-2009. Da? 2007, în paralel, a fost și membru în Consiliul de Administrație la Compania Națională a Uraniului. De unde a venit? Păi a apărut în 2005 de la Miercurea Ciuc, de la Societatea Euro Consulting Group SRL, specializat în reorganizări și lichidări administrative și judiciare. Deci brusc a intrat în politică și de la un SRL de ăsta a ajuns la Agenția Națională de Reglementare a Energiei. Vă dați seama? Avem atâția oameni competenți, oameni buni. Toate chestiunile astea. Avem universități. Cum sunt ele? Dar sunt niște oameni competenți acolo în domeniul energiei, în domeniul politicilor și așa mai departe. Am avea posibilitatea ca statul român pe sumele astea, 12.000 de euro pe lună, să facă headhunting. Inclusiv din Occident să aducă oameni specializați. Nu. Nu. Noi aducem de la PSD, de la UDMR, de pe la SRL-uri, electrician, șef de tură de nu știu unde, sindicalist, da? Și îi punem să se ocupe cu probleme din astea atât de complexe. Și rezultatul. Ăsta este rezultatul. Da? Domnul este specialist în... A terminat liceul teoretic din Gheorgheni, matematică, fizică și a fost angajat inițial la Administrația Națională de Îmbunătățiri Funciare. Se ocupa de irigații. Apoi a fost la Agenția Domeniilor Statului și de acolo la Autoritatea de Reglementare în domeniul gazelor naturale. Anterior fiind director economic la Euro Consulting Group, economist la Reorg SRL București și absolvent al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, 96-2000, Facultatea de Științe Economice Management. Da? Deci ăsta este domnul de la UDMR, Maghiar PSD, aceeași mizerie. Ultimul pe lista dumneavoastră, dragi prieteni, domnul Manmici.
pedelisto penelist, facultate de instalații din Cluj, inginer stagiar la SMA, știți ce e SMA? Din 87. Societatea Mecanizată Agricolă, anexată CAP-urilor, da? Și din 90 deputat în Parlamentul României. Domnul Man Mircea are o sumă mai puțin nesimțită, 7.000 de euro pe lună. 7.000 de euro, da? Domnul Man Mircea, numit pe această funcție pentru că a fost fesenist, pedist, președinte PD Maramureș, secretar regional PD și ulterior penelist când a intrat PNL-ul în PD. Ce scrie site-ul știri din Maramureș? Ce salariu câștigă un politician din Maramureș reconvertit în bugetar Mircea Man, liberal? Evenimentele în decembrie 89 l-au surprins pe Man în poziția de șef secție la stațiunea de mecanizare a agriculturii, Târgu Lăpuș, a intrat instantaneu în politică, a trecut prin 4 partide și a fost de 5 ori deputat. FSN, PD, PDL, PDL și aici îl vedeți la PNL, după ce au fuzionat, da? Pentru această perioadă istovitoare, Man, așa cum era el în atenția publică, încasa o leafă netă în mână de 20.000 de lei, practic 4.300 de euro pe lună. În vara acestui an, iunie 2020, Mircea Man a urcat cu elevatorul politic al PNL, partid din care face parte, la etajul superior al ANR, respectiv a devenit vicepreședinte ANR, în locul PSD-istului Marian Neacșu. Menținut totuși membru să nu-și piardă bruma de salariu. În consecință, anul ăsta pandemic, în care economia s-a dat de rostogolul pe topogan, articolul este din decembrie 2020, va fi paradoxal unul mai bun pentru bugetarul Mircea Man, pentru că va încasa un salariu mai mare. Cât de mare va avea leafa de 20.000 de lei pe lună ca director al NRE? Asta era în 2020. Conform declarației de avere din 2021 și în 2022 probabil a crescut, leafa a sărit de la 20.000 la 34.000 de lei. Da? Soția director de bancă câștigă aproximativ 50.000 de lei pe an. Deci ăsta câștigă mult mai mult decât un director de bancă. Soția lui este director de bancă la BRD. Și el câștigă mult mai mult decât soția lui. Da? Care e director de bancă în mediul privat la BRD, ca să înțelegeți. Deci sunt salarii la stat, oameni buni, imense, după standardele din mediul privat. Ceea ce înseamnă că din mediul privat s-ar putea face headhunting și s-ar putea aduce cei mai buni oameni, cei mai competenți, cei mai inteligenți, cei mai bine pregătiți, cei mai deștepți să gestioneze aceste probleme. Și noi nu facem asta, statul român. Și noi îi punem pe ăștia, pe politrucii ăștia. Și consecințele care sunt? Astea sunt. Politruc la Ministerul de Interne, mizerie, putregai, polițiști care omoară copii pe trecerea de pietoni, comunități lăsate pradă clanurilor interlope. Haos pe șosele, dezastru. Atentat cu bombă nerezolvat. Cazul Caraca a rezolvat, vai mama lui. Cazul a fost din Moldova cu individul ăla care a luat o state și a omorât niște zugravi, da? Gestionat extrem de prost de poliție. Consecințe. Astfel de indivizi numiți la Agenția Națională de Reglementare în Energie. Consecințele. O să ne vină. Aștept și eu să-mi vină factura. Tuturor o să ne vină consecințele, oameni buni. Da? În cazul Raisa, consecințele cele mai grave le suportă părinții acelei copile. Nu vreau să știu ce e în sufletul lor. În cazul Bolintin, suportă comunitatea din Bolintin. În cazul Dincă, suportă rudele și prietenii și apropiații fetelor ucise de nenorocitul ăla. Da? În cazul Arad, comunitatea locală rudele. În cazul ăsta, toți, oameni buni. Toți vom plăti. Toți. Da? De ce? Pentru că avem niște politruci, oameni buni, numiți pe criterii politice, exact ca pe vremea comunismului. Exact. Din acest punct de vedere, se operează în societate exact ca în perioada comunistă.